În toate luptele purtate cu aviația americană până la 23 august 1944, Constantin Băzu Cantacuzino s-a remarcat prin obținerea de noi victorii aeriene, fapt ce-l consacră definitiv ca as al vânătoarei românești. Astfel, în zilele de 15 și 24 iunie 1944, a doborât câte un bombardier cu 4 motoare B-24 Liberator, apoi un avion de vânătoare Mustang, 2 avioane tot de vânătoare P-38 Lightning, toate acestea având echipaje americane, precum și 2 avioane de vânătoare Air Cobra, de fabricație americană, dar pilotate de sovietici, și 9 avioane de vânătoare sovietice de tip Yak, în total doborând, numai în perioada 15-21 iunie 1944, 16 avioane inamice.